Deci domnul Constantin Samson m-a contactat pentru o colaborare în urma vizionării de către dumnealui a unor lucrări realizate de mine atât pe Valea Prahovei cât și în București și în țară. Aceste lucrări i-au inspirat încrederea de a ne propune o colaborare pentru conceptul pe care dumnealui îl promovează și anume Azuga e altfel. Ceea ce dorim noi să realizăm în cadrul unei echipe pe care am format-o interdisciplinare de arhitecți, urbaniști, ingineri, structuriști, instalatori și de toate specialitățile necesare realizării unui proiect complex. Deci, în urma realizării acestei echipe multidisciplinare, dorim să materializăm în primul rând sub forma unor proiecte și apoi sub forma unor construcții aceste câteva elemente definitorii pentru orașul Azuga. Conceptul realizat de noi în această direcție cuprinde în faze avansate de proiectare care țin atât de partea de arhitectură, cât și de partea de structură, de detalii de execuție, un număr de clădiri care vor fi și care sunt de fapt foarte necesare pentru Azuga. Echipa a luat în calcul planul general, planul de ansamblu al orașului Azuga, astfel încât, pornind de la DN1, să creăm un acces mult mai facil și mai ordonat decât este astăzi, în viziunea domnului Samson, un bulevard foarte bine iluminat, care să lege accesul de la DN1 cu până la partea de zonă de complex sportiv. În zona fostei fabrici de sticlă, actualmente dezafectată, domnul Samson propune realizarea unui cartier de locuințe anele pentru satisfacerea măcar în parte a necesarului de locuințe pentru populație. În realizarea acestui cartier s-au aplicat soluții constructive cât mai eficiente pentru a avea, avându-se în vedere folosirea cât mai economicoasă a banilor necesari investiției respective. La realizarea acestui cartier s-a avut în vedere adoptarea unor soluții constructive cât mai moderne, pentru că chiar dacă investiția din punct de vedere al primăriei este aparent mai mare, în timp costurile de exploatare devin mult mai eficiente și pe timp îndelungat presupune o economisire a bugetului cetățeanului. Deci se va resimți aceste soluții în viitor în costurile de exploatare a acestor unități de locuit. Din punct de vedere al conceptului arhitectural, s-a avut în vedere realizarea unor unități de locuit cât mai adecvate zonei, ținând cont că Azuga este un oraș montan, pentru ca aceste construcții noi să participe în mod fericit la zestrea urbanistică a orașului. Această propunere a avut la bază ideea de curățenie, de spații libere, ample, ușor de întreținut și plăcute de folosit cotidian de către utilizatori. Astfel, investițiile ce se vor face nu se vor axa pe materiale extraordinar de scumpe, de fațadă sau ne-am gândit că cel mai bine ar fi să investim acești bani în confortul utilizatorilor și să îi orientăm, de exemplu, spre pompe de căldură sau o izolare termică optimă, elemente practice, funcționale de care avem nevoie. O idee foarte interesantă și absolut necesară atât orașului cât și în general Văii Prahovei. Și este vorba aici de un stadion cu locuri în tribune pentru circa 2000 de persoane. Vorbim despre o sală de sport care este acoperită și
poate adăposti de asemenea undeva în jur de 2000 de persoane. Sala de sport este amplasată deasupra unui subsol tehnic în care vor fi găzduite vestiare, centre, poate fi creat un centru de recuperare de tip saună, masaj. De asemenea, pot fi realizate alte facilități în vederea recuperării sportivilor după perioade lungi de antrenament. Alături de sala de sport am prevăzut de asemenea o piscină cu dimensiuni semiolimpice, un bazin de 25 de metri lungime, de asemenea un bazin pentru copii care vor fi utilizate atât în vederea organizărilor competiții, cât și în vederea petrecerii timpului liber sub formă de strand și mai departe. Investiția în complexul sportiv gândit de noi este o investiție care va începe să producă imediat, având în vedere că aici se pot organiza competiții atât în domeniul sporturilor de echipă, fotbal, handbal, basket, tenis, cât și în domeniul sporturilor individuale, cum se numesc, de tip box, arte marțiale, pot fi organizate chiar competiții de dans sportiv sau absolut orice ține de domeniul spectacolului și al agregării unui număr foarte mare de persoane. Pe Valea Prahovei nu există actualmente o astfel de facilitate și aceasta ar putea să aducă foarte multe beneficii într-un timp extrem de scurt. Investiția a fost gândită din punct de vedere constructiv, astfel încât să poată fi construită foarte repede. Estimăm perioada undeva la circa 15 luni de zile, la costuri cât mai reduse cu putință. Au fost avute în vedere soluții moderne de asigurare a consumului de energie, de tip panouri solare, au fost avute în vedere soluții moderne de protejare împotriva pierderii de energie pe timpul iernii, astfel încât considerăm că realizarea acestui complex sportiv va fi un real beneficiu, nu atât pentru Azuga, sau nu numai pentru Azuga, cât și pentru întreaga zona Văii Prahovei, de la Ploiești până la Brașov. Din punct de vedere al structurilor de rezistență, am încercat să elaborăm niște structuri cât mai simple și cât mai ușor de asamblat. Din această cauză am optat pentru structuri parțial prefabricate pentru stadion și pentru sala sportivă. Necesită doar o echipă minimă de muncitori pe șantier. Studiile pe care le-am făcut au luat în calcul cele mai noi standarde și normative europene, adaptate condițiilor climatice din România și mai ales condițiilor specifice orașului Azuga. Am încercat să luăm în considerare toate acțiunile legate de vânt, încărcări din zăpadă, încărcări seismice, eu știu, încărcări accidentale. În zona satul nou, acolo unde există acum piața agroalimentară, s-a prevăzut construirea unei noi piețe agroalimentare. În această piață modernă, gândită ca un punct major al comerțului orășenesc, s-a prevăzut și un spațiu pentru economat, spațiu despre care a vorbit domnul Samson la momentul potrivit. Ideea a fost de a crea un ansamblu de comerț civilizat la nivelul orașului Azuga. Noua sală de cultură, în conceptul modern de mediatecă, va include un hol principal de acces care va debușa într-un spațiu expozițional, într-o zonă de cafenea, în săli de workshop amenajate sub sala principală de auditoriu,
Auditoriul va avea o capacitate de circa 200-250 de locuri. Complexul Belvedere este amplasat pe culmea Sorica, între cele două intrări pe pârtia Sorica, și a fost gândit astfel încât să asigure posibilitatea servirii unor meniuri de tip restaurant, poate chiar de tip fast food, cu priveliști asupra întregii panorame a Bucegilor și a munții Baiului, a munților Baiului. Dând în același timp impuls, imbold, altor investitori privați care sunt invitați prin această amenajare să deschidă și ei puncte de desfacere, de agrement, de având diverse destinații. Practic, va fi ca o deschidere de drum și ca o invitație pentru investitorii privați ce vor urma.